Așa. Zona de confort. Și așa cum vă ziceam. Așadar și prin urmare te salut, măi publicule, te salut cu tot respectul și, de ce nu, cu toată dragostea. Ho, ho, ho. Cu toată dragostea de care sunt eu capabil, pentru că, bineînțeles, sunt și eu un om, asta înseamnă că am limite. Nu pot să mă întind așa. Zona de confort. Da, domnule, dacă este puțin trecut peste ora 11, dacă ești pe Zoo, dacă tu ești tu, dacă ai urechi de auzit și inimi de simțit, da, și eu dacă sunt Vlad Drăgulin, adică dacă eu sunt eu, asta înseamnă că... Zona de confort. Zona de confort poate, domnule, să înceapă liniștită, sper. Așadar și prin urmare că și ție, măi publicule, ți-a fost dor de cele două ore de confort, de insula noastră liniștită, de aici, de la Zoo. Singura emisiune din FM care începe ca emisiune de seară și debutează ca și matinal. De fapt, nu, care se termină ca și matinal. Îmi cer scuze. Zona de confort. Da, domnule, și eu am nevoie de emisiunea asta atât de mult. Trebuie și mie să mă confortez, pentru că, după cum spuneam, și eu sunt om. Uitați-vă și voi ce se tot întâmplă. Se distrug statuile astea din Renaștere. Deodată, în 2023, David este porcos. Este porno. David nu mai este David. Zona de confort. Vezi ce s-a ajuns? În 2023 nici măcar Dalai Lama nu mai e Dalai Lama. După pandemia asta. Atâția influenceri care promovează nu știu ce și dacă folosești produsul ăla și îl dai pe față, îți crezi bube pe față. Zona de confort. Nici nu mai știi în cine să mai ai încredere. Tot bombardamentul ăsta te duce așa să nu mai ai încredere în nimeni, de fapt. Decât în tine. Pare că doar tu ți-ai mai rămas. Dar acum vin eu și întreb, aici și la zona de confort. Ce se întâmplă dacă nu te mai ai nici pe tine? Ce se întâmplă dacă te-ai pierdut? Sau ce se întâmplă dacă nu ai o părere atât de bună despre tine? Pentru că despre asta aș vrea să discutăm în seara asta. Aș vrea să vorbim despre o problemă extrem de personală pentru mine, foarte intimă, de altfel. Am avut vreo două săptămâni așa... puțin mai proaste din punct de vedere psihic. Am fost destul de jos, cu încredere în mine, mă refer. Na, mi se întâmplă din când în când. La mine, centrul încrederii în forțele mele este cel mai fragil. E punctul meu slab. Acolo e breșa din armura mea. Asta e una dintre cele mai mari lupte ale mele, dacă pot să zic așa. Și acolo constant mă străduiesc să construiesc. Pentru că în ceea ce mă privește pe mine, structurile astea pe care le tot construiesc au viață foarte scurtă, sunt șubrede. Nu reușesc să construiesc ceva constant, ceva trainic, așa din punct de vedere al încrederii în mine. Orice construcție are o soartă dramatică de a se dărâma la un moment dat. Și mă întreb, oare așa o fi la toată lumea? Avem un număr de WhatsApp aici la zona de confort, 0747221815. Abia aștept să văd dacă sunteți în viață, dacă trăiți, dacă aveți nevoie de emisiunea asta, zona de confort, dacă vă bat inimile pentru confort. Abia aștept mesajele voastre să văd de unde mai ascultați zona de confort, pe unde v-a prins și de ce aveți nevoie de confort în viața voastră. De ce aveți nevoie de emisiunea asta, la urma urmei, de emanația asta radiofonică. Întorcându-ne la tema din seara asta, ca să fim înțeleși, vorbeam despre încrederea în sine, încrederea scăzută în sine. Și ca să ne înțelegem asupra termenului, încrederea în sine se definește ca nivelul de siguranță pe care un individ îl are asupra propriilor abilități. Cu alte cuvinte, încrederea pe care o avem în propria judecată de a face față cu succes provocărilor vieții. Când avem încredere în propriile capacități, motivarea și energia de a atinge anumite obiective sunt, evident, mai mari. De asemenea, fiecare succes sau provocare dusă la capăt ne aduce mai multă împlinire sufletească, pace liniștească și bucurie atunci când suntem încrezători în forțele proprii.
În același timp, eu nu pot să spun că mă alină faptul că lipsa încrederii în sine este o atitudine foarte des întâlnită de altfel și ca orice problemă își are originea în copilărie. Pentru că un copil criticat des, care nu a fost susținut în experiențele personale de viață, va dezvolta un comportament critic la adresa propriei persoane și stări emoționale proaste ce vor fi și mai accentuate în viața astălaltă, de după copilărie, viața de adult. Dar tocmai că este ceva des întâlnit, așa spun psihologii, acum eu nu știu, vreau să testăm asta, aici la zona de confort. Mai are cineva problema asta pe care o am eu, cu lipsa asta de stimă, cu lipsa asta de încredere în sine? Așadar și prin urmare, măi publicule, ce sau cine te-a făcut să-ți pierzi încrederea în tine? Zona de confort. Când ți-ai pierdut încrederea în tine? S-a întâmplat de curând sau în vremuri imemoriale? 0214091900. Stima de sine prea scăzută se traduce în nerespectarea propriei persoane, dar și credința că nu meriți succes, nu meriți iubire sau nu meriți o viață fericită. Da, se mai recunoaște cineva? Eu cam da. 0214091900. Ca să-ți dai seama cum funcționează la mine, de exemplu, atunci când mi se propune un proiect nou sau când mi se propune un drum nou, eu niciodată nu mă duc cu entuziasm către lucrul ăla. Întotdeauna eu mă îndoiesc prima oară. Pentru că întotdeauna este acolo, în spate, o voce care îmi spune, îmi șoptește, nu o să reușești. Nu o să meriți. Pentru că nu ești suficient de bun și o să te faci de râs, o să vezi. Mai bine stai liniștit în banca ta. Eu ți-am zis, am 32 de ani și trăiesc de mai bine de jumătate de viață cu problema asta. Știu foarte bine ce înseamnă, e ca un blestem care nu te lasă să-ți atingi adevăratul potențial. Este ca și cum mai vrea mereu, simți că vrei să stai drept, dar nu ai cum pentru că tavanul este prea jos și trebuie să mergi așa pe ciuci. Și de asta eu am văzut cum e. Adică în momentul ăsta pare că narcisismul, care este în cealaltă extremă, este o variantă mai bună, mă jur. Adică pare că narcisiștii sunt mai fericiți, atât vreau să zic. Exagerați, într-adevăr, și fără ancoră în realitate, dar mai fericiți. Pentru că, la urma urmei, e foarte greu să ții cont de critici. E foarte greu să te îndoiești de tine atunci când tu consideri despre tine însuți sau însăți că ești o persoană excepțională și că nimeni nu mai poate străluci pe lângă tine. Narcisiștii și persoanele cu exces de încredere sunt, în general, dezagreabile. Da, e adevărat, nimeni nu suportă narcisiști. Dar în unele momente mă jur că decât cu problema asta a încrederii de sine, aș prefera câteodată să fiu dezagreabil. Jur. Așadar și prin urmare, măi publicule, ce sau cine te-a făcut să pierzi încrederea în tine? 0214091900. Cum ți-ai pierdut încrederea în tine? Cum se manifestă la tine lipsa de încredere? Și în ce momente îți pierzi încrederea în tine? Ce momente te fac să îți pierzi încrederea în tine? Ce te face acum că ești adult să-ți pierzi încrederea în tine? Și cel mai important, cum te repui tu pe picioare? Care a fost cel mai rău episod când credeai că nu o să te mai ridici de jos? Și pentru că ne aflăm într-o săptămână luminată, într-o săptămână sfântă, pentru că nu există doar rău pe lume, care este atuul tău care te face să fii încrezător în tine, care nu te-a dezamăgit niciodată, care sunt oamenii care te readuc pe drumul încrederii? Pentru că cineva care are o stimă redusă de sine, o stimă scăzută, are nevoie de oameni care să îl repună pe picioare. Din păcate, asta nu poți să o faci întotdeauna de unul singur. Ai nevoie de oameni care să te susțină și să-ți demonstreze cumva când te afli acolo jos
că poți și că meriți și că ești bun. Nu este așa cum te crezi tu. Că ceea ce crezi tu despre tine nu este decât o himeră. 021 409 1900. După cum v-am spus, avem și număr de WhatsApp 0747221815. Aici puteți să scrieți mesaje, aici puteți să îmi dedicați, puteți să îi dedicați întrebări omului cu care sunt la telefon în direct. Și bineînțeles că avem și Visual Radio. Dacă intrați la mine pe Instagram, pe Vlad Drăgulin Oficial, puteți să intrați la story acolo și să vedeți că am lăsat eu link, sau puteți să intrați pur și simplu pe site-ul de la Radio Zoo și să intrați acolo pe Visual Radio. Dar bineînțeles, aici este locul în care reînvățăm cât de frumos poate să fie radioul și noaptea. Și gata, cuvintele s-au spus. Mi se pare că radioului noaptea îi se potrivesc mai degrabă poveștile. Nu-i așa? Eu spun că s-au spus, ca să zic așa, toate cuvintele. Și îmi place mai întâi să pun muzică și după care să vorbim, să ne băgăm puțin în mood. Vineri am avut spectacol și am ajuns mai devreme la teatru și mă uitam așa pe YouTube și am văzut că cu 2 ore în urmă ieșise o piesă a unei fete, Alexia, Interstellar se numește, și de atunci este obsesia mea. Practic piesa asta m-a scos din negura în care eram, pentru că este una dintre cele mai pozitive piese pe care le-am auzit în ultima perioadă. În tot mâlul ăsta, în toate veștile astea, în toate știrile astea rele, este așa, o rază de lumină, dacă pot să spun așa. Așadar, și prin urmare, măi publicule, ascultăm puțină muzică și după care ne întoarcem. 021 409 1900, zona de confort a început. Așadar, și prin urmare, măi publicule, zona de confort, după cum v-am promis, a început. Alo, ești în nu ești în aer. Alo? Alo, ești în aer la zona de confort? Da, salutare. Te salut. Hai 2 secunde să opresc radio. Și mai mult, și mai mult, avem tot timp. Salutare, Vlad. Te salut. Stai un pic că nu vine să cred. Nici mie. Este ireal. Sunt interstelar. Da, sunt băiatul care și dimineața am fost în direct cu voi, doar că am fost prin mesaj vocal. Sunt Ciprian din Brașov. Mm-hmm. Te salut, Ciprian din Brașov. Da, sunt băiatul cu... Da, bine, concursul ăla, în fine. Nu facem reclamă acum. Ok, mergem mai departe, pentru că lumea probabil nu știm dacă asculta sau nu. Da. Cântează mai puțin. Da, sunt super entuziasmul ăsta acum. Da, și eu, și eu, și eu, și eu. Te rog, nu-mi strica entuziasmul, nu mi-l omorâ. Bun, despre încrederea în tine vorbeam. Da. Când ți-ai pierdut-o? Am o poveste, probabil super funny, dar și tristă pe altă parte. Eu sunt și DJ la nunți, botezuri și evenimente de genul. Da. Da. Și sunt și la început, cumva. Da. Și vreau să-ți spun cumva experiența mea de la început. Bine, nu chiar din primul eveniment, dar undeva la al doilea. De la al doilea, ba așa, da, bun. Da, al doilea sau al treilea, la un undă. Primul nu se pune niciodată, se pune al doilea eveniment ca fiind, da, primul. Primul e prima încercare, e o altă experiență. Vreau să zic ceva care, oricum... Și în ziua de azi când mi-amintesc, Doamne, îmi vine să deci îmi cade cerul în cap. Sau capul în cer. În fine. Sau așa, da. Când ești tu pregătit, tată? Nu, stai un pic, sunt pregătit. Vreau să zic că vreau să invit Miri la dans, la dansul Mirilor, și puteam să fac ceva simplu. Stimați invitați, urmează dansul Mirilor sau nu, ceva simplu, știi? Uh-huh. No. Activitate în seara asta, nu știu ce, urmează cel mai important eveniment din nu știu ce, că am făcut o poveste de genul ăsta și invit pe ringul de dans pe Paul și
Georgiana. Hai de mine, am stricat-o. Că pe ea o chema Nicoleta. Deci nu vă puteți imagina. Așa. Domnule, nu vă puteți imagina cum 150 de oameni se uitau toți la mine și eu nu mai știam, bă, dar cum o cheamă? Și norocul meu a fost așa. Cineva de public, cineva de așa, Nicoleta! Și atunci cumva m-a scos, da, că, da, vă rog, mă scuzați și eu sunt un pic emoționat, e Paul și Nicoleta, dar da, am făcut și eu un pic de, nu știu ce, m-am scos, dar bine, m-am scos, în sensul că nu prea m-am scos, că am stricat-o, adică am stricat-o. Te-au scos ei pe tine de la nuntă, sau? Nu! Trebuia să le spui și tu cum sunteți voi la prima nuntă, așa sunt și eu la primul eveniment, asta e. Da, dar bine, ei nu știau că sunt la primul eveniment. Trebuia să le zici, așa te mai iertau puțin. Deci asta legat de încredere în tine, nu? Da, da, legat de încredere în mine. Și ce a fost în sufletul tău? Deci nu mai vreau, zic sincer, deci Vlad, nu mai vreau să... Să prezinunți. Trebuie momentul ăla în care 150 de oameni se uită la mine, eu mă blocase, nu mai știam ce să zic, nu mai știam, nici dacă mă întrebau cum mă cheamă, nu mai știam să zic ceva, știi? Mamă, deci nu, deci nu mai vreau așa ceva. Și asta ți-a afectat încrederea în tine? Da. În așa fel încât n-ai mai călcat la o nuntă niciodată, nici măcar la a ta? Am mai avut vreo două botezuri și un majorat ca DJ la evenimente, dar în rest, deci când e vorba de nuntă, parcă nu asta am în cap. Georgiana și Nicoleta. Ce nume blestemate. Ce se întâmplă des să uiți lucruri? Nu știu cum s-a întâmplat, deci pur și simplu m-am blocat. Nu știu. Bun, deci asta în sfera încrederii în sine, da? Deci... Da, dar uite, vezi că e vorba de un singur cuvânt sau o singură chestie care pur și simplu te blochează și te poate afecta. Știi ce zic? Da, deci tu nu mai prezinți nunți din cauza asta, nu te mai duci la nunți din cauza asta, da? Păi cam da. Așa de tare te-a afectat, dar în trecut n-ai avut probleme cu încrederea în tine, nu? Până atunci erai foarte încrezător în forțele tale. Și acum e ok, adică și în prezent sunt șofer de autobuz, adică n-am nicio treabă, adică fac treaba... Acum ești șofer de autobuz? Da. Am înțeles. Și din când în când mai pui muzică la botezuri și la... Da. Dar cum, prin relații, cum ajunge lumea să afle de tine? Sau ai microfon în autobuz și pui muzică acolo? Am microfon, dar nu folosesc pentru treburi de genul, știi? Sora mea se ocupă cu treburile astea. Mai putea. Nu, auzi, știi că pot să fac reclamă, dar nu mă apuc cum să zic, să nu știu ce, știi? Nu, e că... Nu. Nu. Ea se ocupă, ea face, are pagini de Facebook, de Instagram, de TikTok, de toate prostiile, ea se ocupă... Okay. Și care vrea, vrea. Nu, care vrea, vrea. Care nu vrea, nu vrea. Bine, am înțeles, îți mulțumesc mult de tot, omule. Alo, ești în aer la zona de confort. Alo. Alo, Vlad. Salut, ești în aer la zona de confort, omule. Alo, în legătură cu emisiunea din seara asta. Cu emisiunea sau cu tema? Tema emisiunii. Uh-huh. Dacă îmi permiți un pic de timp, îți pot explica și cum mi-am pierdut încrederea, dar și cum am câștigat-o. Ia te rog, ia spune. La fel cum ai spus și tu, de mic copil, am fost criticat și gen la școală, că nu ești un elev model, adică comparat cu alți copii. Da. Și pe parcurs ce am crescut, au crescut și complexitățile, să spun așa. Complexele? În sinea mea simțeam inferior față de alte persoane. Da. Întotdeauna spuneam, bă, eu nu pot să fac lucrul ăla, eu nu pot, nu voi reuși să fac nu știu ce. Îmi propuneam eu. Aveam așa, o reținere. Da, și cam așa aș denumi eu și eu. Uite, așa e cel mai românesc, o reținere. Ca să poți trece de toate aceste lucruri, trebuie în primul rând să te cunoști pe tine foarte bine și să știi calitățile și defectele și limitele, bineînțeles. Să știi
ce poți face și ce nu poți face. Înțelegi? Și ce n-ai putut face tu? Ce n-am putut să fac? Nu știu, până acum ce mi-am propus, am cam reușit. Bine, nu mi-am dorit, nu știu, să zbor pe lună sau, nu știu, niște lucruri imposibile. Imposibile pentru mine. Mi-am propus lucruri normale. Mă înțelegi? Gen... Dar întotdeauna ai avut o reținere, nu? Întotdeauna... Am avut o reținere, da. Pentru că am fost comparat cu alte persoane. Și chestia asta... Tot timpul sau atunci în copilărie? La școală? Și în copilărie, și în adolescență. Și te face să fii atunci, un pic. Atunci se cam oprește comparația, nu? Că se oprește și școala. În școală ești în general comparat. În școală, nu? Dar și în viața personală. Gen, îți dau un exemplu. Îți place de o fată. Așa, da? Și spui, bă, am eu cum să o abordez eu pe respectiva, că sigur o să mă refuze, sigur trebuie să greșesc eu cu ceva și atunci... Sau nu sunt suficient de bun pentru ea. Te oprești, nici măcar nu încerci. Eu am spus, băi, hai să depășesc, încerc. Încercarea moarte n-are, cum e vorba noastră în bătrâni. Încercarea moarte n-are, încerci. Deci tu întotdeauna ai ieșit din zona ta de confort. Ai făcut tocmai pe dos din ce îți punea mintea ta. Da. Uite, da. Asta e o soluție, o primă deci soluție. Trebuie să încerci. Pentru că dacă nu încerci, va fi și mai rău. Că vei avea mustră de conștiință. Spui, dacă încercam, poate reușeam. Dacă făceam, poate nu știu ce. Da, dacă așa, nu ieși dacă din zona de confort, nu progresezi, da, corect. Exact. Dacă ai încercat și ai eșuat, niciun fel de problemă, știi ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, data viitoare îți vei folosi experiența mai neplăcută. Da, tu acum câți ani ai? 34. Să fii fericit, să fii sănătos. Și acum mulțumesc, încă mai simți asta? Nu. Nu mai simți adică asta? Adică eu mă simt stabil, sigur pe mine, pe ceea ce pot, pe ceea ce știu. Da. Nu mai încerc să-i fac pe ceilalți, cum să spun, să mă placă, să fiu pe placul tuturor. Nu ai cum să faci chestia asta. Trebuie să fii, în primul rând, pe placul tău, să te placi tu. Deci să nu mai încerci să o faci fericită pe doamna dirigintă sau pe doamna învățătoare, știi? Exact, că după aia... exact. Trebuie tu să fii mulțumit cu ceea ce știi. Da. Și să nu mai încerci să faci lucruri pentru altcineva. Nu, în primul rând pentru tine. Deci să fii puțin mai egoist. Da. Că până la urmă de tine depinde fericirea ta. Am înțeles. Exact. Și după aceea pe ceilalți, pentru că niciodată nu vei putea mulțumi pe toată lumea. Întotdeauna vor fi oameni care te vor aprecia și vor fi oameni care te vor invidia, te vor face critica. Să te facă să te simți prost, să te simți... Da, mai ales acum în perioada asta cu internetul, cu deci, astea, acum toată lumea critică. Toată să lumea. Să ai un echilibru mental foarte bun și să nu asculți ceea ce... să nu asculți burile rele. Mm-hmm. Asta este cel mai important. Sau să te raportezi și la laude și la ce iese din gurile rele, exact la fel. Să te raportezi în mod egal, știi? Și când ești lăudat, încă o chestie care asta fac eu, nu știu, acum ca o idee, nu ca un sfat. Asta am făcut eu și mi-a ieșit. Și când am fost lăudat sau când sunt lăudat de cineva, nu mi se urcă la cap, băi, sunt cel mai bun, sunt cel mai... Nu! Spun, bă, na, asta e ceva normal. Important e să faci așa și atunci când ești criticat. La fel faci? Când sunt criticat, nici nu bag în seamă. Deci nici nu bagi în seamă, nu... Crede-mă, okay. Dar în sinea mea stau un pic și analizez dacă e chiar așa sau... Bravo, domnule! Invidie și...
vorbe urâte aruncate la adresa mea doar pentru a îmi face o imagine proastă. Bine, îți mulțumesc mult de tot, ai o imagine foarte bună despre tine și eu să rămâi cu ea. Îți doresc o seară bună. Și eu îți doresc tot o seară bună. A fost părintele Savatie Baștovoi. Alo? Ești în aer la zona de confort? Alo? Da. Dă puțin radio în cer dacă e. Dacă e, dacă nu, lasă așa. Am oprit. Așa. Salut, ești în aer la zona de confort. Vis-a-vis de interlocutorul care a fost înainte. Vis-a-vis. Cam furat curent. De ce? Așa? De ce spui asta? Mie mi s-a părut că stătea în picioare. Mi s-a părut că era destul de based așa. Adică omul știa ce știa și părea destul de fericit. Haideți, da, într-adevăr. Încrederea în sine, să ți-o pierzi, este foarte greu. Iar în momentul în care ți-o pierzi, nu știu, ai o problemă la cap, ca să zic așa. Trebuie să găsești ceva de ce să te agăți. Asta e părerea mea. Cam așa e viața, în general. Întotdeauna trebuie să găsești de ce să te agăți. Da, un cui. Trebuie să ai un cui de care să te agăți și să nu renunți niciodată. Mm-hmm. Asta e părerea mea. Cuiul tău unde e? Cuiul meu sunt doi băieți, doi copii. Tu n-ai avut niciodată probleme cu încrederea în tine? Nu. Nu, de fiecare dată când am fost jos, am sperat întotdeauna că o să mă ridic. Da, dar să știi că asta e o problemă foarte răspândită. Să știi că nu e o problemă patologică, adică lumea nu are ceva la cap, așa cum te-ai exprimat tu, destul de dur, aș putea să spun. Adică eu consider să știi că asta este una dintre marile mele lupte. Să știi că am avut o mare problemă și încă am o mare problemă. Nu știu ce problemă ai avut tu, sincer, nu știu. Dar un sistem educațional de tot rahatul, unde toți un sistem educațional de tot rahatul, unde orice sociopat putea să treacă drept învățător, drept pedagog. Asta e sistemul din România, adică nu știu, asta se întâmplă. Nu, încă nu mai, acum. Nu mai e. Nu mai e, din fericire nu mai e așa. Pentru că acum și elevul are dreptul să zică ceva, atunci nu aveai dreptul să spui ceva. Are dreptul, dar după cum ai văzut și tu, sunt elevi care pun cuțitul la gât la profesoare și așa mai departe. Deci, asta e o extremă, care iese în afara legii. Eu vorbesc acum de niște procedee, gândește-te că mă trecea în fața clasei dacă nu știam exercițiu și spunea, hai, râdeți de el, hai mă râdeți. Deci ăla era un nesimțit, sincer. Acum nu știu. O nesimțită. Sau nesimțită. Păi da, dar să știi că în sufletul unui copil toate astea se depun așa și îi macină încrederea în sine copilului. Eu văd, am un băiat de 10 ani care merge la școală, e clasa a 3-a, și îl văd pe el cum se manifestă el vis-a-vis de ce face învățătoarea aia la școală. Că poate pe unul îl pune mai sus, pe unul mai jos, la unul îi dă FB, lui dă S. De asta nu mai zic că erau preferați. Ca întotdeauna, erau privilegiați, normal, nu. Erau aia care veneau cu cadouri. Da, veneau mămica tăticu care lucrează, unde lucrează și așa mai departe și trebuie să fie acolo, chiar dacă sunt cum sunt. Eu m-am lovit de chestiile astea, sincer zic, m-am lovit de ele, știi cum, la... Când erai mic? Când am dat bacul, le-am arătat că, de fapt, eu, mamica și tăticul nu au fost cine credeau ei sau cine sperau, sau nu cine sperau. Cine ar fi trebuit să fie. Ok, da? Bine. Vorbeam despre încrederea scăzută în noi înșine. Înțeleg că tu nu ai o problemă din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem ce mai spune și altă lume. Alo? Alo, ești în aer la zona de confort? Gata. Am închis radio. Ei, bonsoir. Bonsoir, nene, ia, intră în coa. Fii atent. Fii atent, asta cu încrederea în sine. Da. Mie mi se pare extraordinară emisiunea ta. Wow. Da, mulțumesc. Tu ce faci acum? Unde te regăsești? În ce context? În ce paradigmă te regăsește emisiunea din seara asta?
Iată, miercuri 12 aprilie. Interlocutorul meu, cum a spus domnul de dinainte, că ascultam radio-ul, tot așa, am și eu copii de 10-12 ani, acolo sunt amândouă, fetele mele. Doamne, nu mă regăsesc în nicio idee cum vor ele să vadă viața. Ele vor numai tablete, mă rog, toate nebunile astea de pe internet. Nu mi se pare normal. Asta apropo de încrederea în sine? Ce legătură are asta, omule, cu încrederea în sine? Încrederea mea în sine mi se detorsionează în momentul în care văd că toți fac la fel precum copiii mei. Păi și cum îți afectează asta, cum îți contorsionează asta încrederea în tine însuți? Faptul că toți copiii vor tablete. E 2023, ce vrei să vrea copiii? Mă, să pun mâna pe o carte, să facă ceva. Cum îți afectează ție, omule, încrederea în tine, faptul că puștii, copiii anului din 2023, vor tablete? Ce legătură are aia cu încrederea în tine însuți? Cum îți știrbește ție? Încrederea mea ne scade în momentul în care vine un copil de 10-11 ani și îmi spune: tati, în ce eră ne aflăm? Și tu îi zici, știi, sau cum? Nu, într-adevăr. Nu știi sau nu îi zici? Îi spun, pune mâna pe o carte. Ghiși ce? Sunt de modă veche. Bun. Efectiv, da. Sunt de modă veche, pune mâna pe o carte. Lasă, Doamne, iartă-mă tableta. Atâta pot, nu știu, adică sunt depășit. Mă simt un părinte, da, depășit. Și eu sunt un da, moderator de radio depășit. Bine, îți mulțumesc mult de tot pentru apelul tău. Mulțumesc că te-am făcut totuși să tastezi numărul ăsta 0214091900 și să sun la radio. Uite, asta îmi mai crește puțin stima de sine. Alo, ești în aer la zona de confort. Salut, Vlăduț. Cu deosebit respect. Despre încrederea de sine vorbeam. Da. La un moment dat, mă rog, aș fi vrut să vorbesc, dar mă tem că firul s-a pierdut. Ce ai spus tu mai devreme, cu ultima sută de metri, ca să spun așa, ascultându-l pe antevorbitor, s-a mai crescut puțin încrederea în sine. Mi-aduce aminte de o vorbă. Când îi văd pe alții puncte, îmi dau seama cât de deștept sunt. Asta apropo de vorbă. Dar în fine, trecem pe asta. Bun. Acum că avem și maxima zilei. De fiecare dată când vorbesc, deși n-ar trebui, am emoții. Când vorbesc la radio, dar în fine, încerc să trec pe asta. Și eu mereu am emoții. Mă urmăresc, sunt cu emoțiile după mine. Da. O să fac o legătură cu intro-ul tău, apropo de faptul că îți lipsește încrederea. Chestia asta să și vede, să simte de fapt în felul în care vorbești, felul în care frazezi. Da? Cum anume? E așa de vizibil? Auzibil. Doar de ce e însemnat? Doar de ce e aleși? Vorbește acum de cei care se pricep, probabil. Lasă. Păi, tu te pricepi? Lucrez cu oameni. De ce anume lucrez cu oameni? Nu o să intru în amănunt, dar vreau să spun apropo de activitatea. Măcar din ce sferă? Eu am mai spus, schimb setări. Ilegal sau legal? Legal, bineînțeles. Sigur. Apropo de activitatea mea, mi-a dat foarte multă încredere în mine ceea ce fac.
Și mie. Facem așa niște legături. Și mie, și mie. Ei, îmi dă încredere ceea ce... Bravo. Uite, apropo, chiar vreau să te întreb faptul că, sau, mă rog, să discutăm despre chestia asta, faptul că tu faci o emisiune acum și că te-ai băgat pe radio, da, ți-a dat foarte multă încredere. Este adevărat, nu? Dintr-un anumit punct de vedere, da. Sigur. Faptul că am o emisiune care ține un an de zile, de un an de zile, da, e nice. Îmi dă încredere, okay, mine, da. Spune-mi ce faci tu ca să capeți mai multă încredere, pentru că, îți repet, să simte că din copilărie... Spune-mi, te rog eu mult de tot, dacă nu spuneam eu asta, ți-ai fi dat seama? Mi-aș fi dat seama și mă leg de și spun și de ce. Mă leg de o discuție de săptămâna trecută. Ai spus tu că cineva ți-a scris, o doamnă, o chestie legată de vocea ta. Da. Te duci într-un registru. De aici, cineva care are un auz foarte fin și, mă rog, lucrează cu oamenii, își poate da seama. De ce anume își poate da seama, omule? De ce anume îți poți da seama? De faptul că nu ai încredere în tine suficientă. Da, domne, am spus asta, am spus pe radio, am început discuția spunând asta, că e problema mea. Acum tu mai suna, da, să-mi spui că se simte asta. Eu am venit în sprijinul a ceea ce ai spus tu și ți-am zis de ce îmi dau seama, de unde îmi dau eu seama. Din felul în care vorbești, nu, da, nu știi cuvintele, ești nesigur în frazare, când frazezi. Da. În propoziție ești foarte nesigur. Deci eu am venit și am completat și ți-am spus, ți-am argumentat de unde îmi dau eu seama. Bun, așa, revenim la tine, bun, că eu am pus, mi-am pus sufletul pe tavă, adică eu am vorbit lucrurile astea. Foarte bine, foarte bine. Uite, am să-mi pun și eu sufletul pe tavă și am să... Bun. Am să-ți dau și eu ceva la schimb, pentru că și tu ne-ai dat nouă, celor care te ascultăm, ne-ai dat ceva la schimb, am să-ți dau și eu. Eu treaba asta cu încrederea am avut-o de mic copil, în sensul că n-am fost, atunci când nu ești acceptat, nu ești validat și în primul rând de către cei apropiați care ar trebui să, părinți, în fine. Ai o mare problemă și crești cu chestia asta, eu am crescut cu treaba asta. Adică n-ai fost acceptat, nu? Nu am fost acceptat în sensul de comportament. Eu vedeam viața într-un fel, ei vedeau viața, părinții mei vedeau viața în alt fel. Uite, și apropo de ăla care cu tabletele și cu puțin mai devreme, că are o concepție că în ce mileniu trăim. Exact, ceva de gen. Părinții câteodată sunt, unii părinți sunt câteodată anacronici. Sunt departe de lumea în care trăim. Mă tem că și noi suntem departe. Și noi suntem destul de departe de subiect, da. De subiect, da. Păi asta vreau să spun și ți-am spus. Foarte, foarte multă neîncredere am crescut foarte, cu foarte multă neîncredere în mine, până când am plecat, când am făcut liceul, l-am făcut în altă parte, nu l-am făcut în orașul în care am făcut, așa, care am copilărit, l-am făcut în altă parte, m-am dus la internat, am stat la internat acolo și acolo mi-am căpătat foarte multă încredere în mine, pentru că am fost departe de ai mei și fiind pe cont propriu mai azi, a trebuit să mă descurc. Și ți-ai dat seama că poți și singur. Exact. Și atunci mi-am căpătat încrederea. Mm-hmm. Încetul cu încetul. Iar când am revenit acasă după ce am terminat, iar o altă problemă, am revenit în mediul toxic din care plecasem și iar a scăzut încrederea. Ce anume te face să îți pierzi din încredere? Ce înseamnă mediul toxic pentru tine? Adică ce fac ceilalți din jurul tău, ce îți fac astfel încât îți coboară stima de sine? Eu vorbesc la trecut, în momentul de față nu mai am problema asta. Toți avem niște trigere, știi? Care ne pot readuce acolo. Dacă avem problema asta, în general, avem niște trigere și cineva, cu voia lui sau fără voia lui, întâmplător, ne pot apăsa niște butoane, știi? Într-adevăr.
niște butoane emoționale. Sunt de acord cu tine, doar că chestia asta e în interiorul fiecăruia dintre noi. Simțim un impuls. Da. Simțim un impuls care să ne tragă înapoi, să ne ducă în starea de dinainte. Dar aici ține de noi să ne ținem bine pe picioare și ne putem redresa. Asta în interiorul nostru. Nu e obligatoriu să te duci, chiar dacă există trigger-urile astea de care tu vorbești, butoanele astea emoționale. Asta ține de tine. Tu să te ancorezi destul de bine, să ai... Uite, apropo de chestia asta cu încrederea, încrederea ți-o capeți în momentul în care ai fapte care să-ți valideze vorbele. Valoarea. Și vorbele și valoarea ta ca om. Deși, în general, dacă ai problemă cu încrederea în tine, nu prea vorbești. Nu prea ești lăudăros, știi? Asta doar dacă, cumva, încerci să acoperi lipsa de încredere în tine prin aroganță. Prin, prin... Să epatezi. Printr-o mască de om foarte încrezător. Deși exact. Și atunci când facem asta, nu, când suntem prea aroganți, când avem o mască din asta de oameni puternici și așa, suntem adeseori caragioși și lumea își dă foarte repede seama. Îți mulțumesc exact. Mult de tot oricum, omule, da. Că ai sunat la zona de confort. Ce vreau să spun doar atât, că tu spuneai de vorbe, eu spuneam de fapte. Că trebuie să faci fapte ca să capeți încrederea și asta le spun tuturor. Faceți fapte care să vă valideze și asta o să întotdeauna o să... vă aducă încredere în sine. Mersi pentru. Te salut cu deosebit respect, omule. Și uite, domnule, că a venit și uite cum a trecut o oră din zona de confort. Mă tem că, mă rog, s-au spus multe cuvinte. Dar, mă rog, mai încercăm. Mai băgăm în cofisă în tura a doua, dar acum marcăm trecerea de la emisiune de seară la primul matinal din România, din FM, zona de confort, cu muzică. Ascultăm o piesă și după care zona de confort revine. Așadar și prin urmare, măi publicule, am revenit și vorbim despre momentele în care ne-am pierdut încrederea și despre oamenii care ne-au făcut să ne pierdem încrederea în noi înșine. Alo, ești în aer la zona de confort. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Uite, în sfârșit, o voce de doamnă, de domnișoară. Bine ați venit! Doamnă! Doamnă! Mă rog, doamnă ca vârstă! La 49 de ani, să fii domnișoară, e cam tragic. Dacă spuneți dumneavoastră, acum, na. Ce v-a făcut să sunați fix pe subiectul ăsta, fix în noaptea asta, la zona de confort? Fix pe subiectul încrederii de sine. Pentru că nu există persoana care să nu aibă momente în care să nu aibă încredere în sine. Uh-huh. Adică cineva care să aibă încredere tot timpul în acțiunile sale și în gândurile sale poate e doar o părere, dar nu cred că e cineva atât de sigur pe el. Pentru că sunt atâtea variabile și nu pot să lupți cu toate. Păi au fost niște oameni care au sunat mai devreme, care erau destul de siguri. Este chestia de percepție. Da. Ei spun că da. Dar sunt momente, adică, poate că în general, da, au o siguranță. Dar sunt momente, sunt situații în care îți pierzi un pic siguranța pentru că ori un lucru nou, ori e neașteptat și până te dumirești așa despre ce e vorba, Ai un moment de neîncredere, de teamă că se poate întâmpla ceva și tu nu ești pregătit pentru asta. Tu ai avut probleme de genul ăsta în viața ta? Da, sau, eu cred că la mine se întâmplă situația în care eu nu prea pot să-mi iau mie apărarea. Pot să le iau altora, aș voi cu ei, oia cu agresorii de gât, pentru alte persoane, dar pentru mine am... Nu prea ești un avocat bun pentru tine, nu? Nu. Nu prea știi să întorci vorba? Nu. Adică am senzația că, într-adevăr, persoana cealaltă are un ascendent asupra mea. Uneori, da, chiar așa, atunci atac din gură. Adică nu pot să-mi pledez pentru mine când știu că cealaltă persoană are dreptate. Dar și când aș vrea să pledez, mi-e jenă să îmi iau apărarea.
Ai un, ai un sentiment de inferioritate? Un complex de inferioritate? Să-i zicem, da. Știi că așa, lipsa de stimă de sine poate să se manifeste și așa. Da, eu așa zic. Uite, eu foarte mult timp, eu foarte mult timp am avut de fiecare dată senzația că sunt cel mai prost, cel mai urât când intram într-o cameră, cel mai urât îmbrăcat. Exact cum ai spus tu, tu ai avut nenorocirea aia de învățătoare care ți-a dărâmat încrederea în tine. Da. Adică da, din păcate, da. Aia nu se putea numi pedagog, dască, în niciun caz. Orice altceva era bun la pușcărie, dar nu la școală. Nu știu dacă la pușcărie, dar... ar fi meritat, după... că la urma urmei, la un moment dat, m-a dat cu tâmpla. Nu, nu ia să fie în pușcărie. Păi nu, că la un moment dat... Păi stați așa, stați puțin, că m-a dat cu tâmpla de... m-a dat cu tâmpla de colțul bânci. Despre ce vorbim? Da. Aia era penală, în mod normal, în 2023. Da. La mine, întotdeauna, cred că și generația ta a întâmpinat același lucru. Părinții, în dorința de a... își face copiii să fie mai ambițioși, mai performanți, mai determinați, cum se zice acum, da? Mă rog, nu e tău mai corect, mai ambițioși, așa? Tot timpul erau cu comparație, uite cu tărică, e mai bun decât tine și uite ce condiții nasoale are, că sunt patru frați, tu ești singură, tu ai camera ta, n-am înțeles ce legătură avea una cu asta. Și uite, ia de ce poate și tu nu? Da, cu asta am crescut toți, într-adevăr. Adică și cred că toți au crescut, nu știu, cred că generația este mai mici, adică care sunt copii acum, nu, din potrivă, părinții prea le caută în coarne, ca să zic așa. Tocmai că părinții actuali au fost crescuți în stilul ăla. Și atunci încearcă ei să fie invers și se scade în extrema elaltă. Și comparația asta nu făcea bine. Adică, bine, în cazul meu, eu eram ușor așa, ușor nesimțită. Adică, ok, da, mă compar cu putărică. Am avut toată gama de note la școală. De la 1 la 10 nu mai are niciuna. Dar nu pot să spun că stau prost la cultura generală sau... pentru mine notele nu au fost neapărat un etalon. Că am înțeles destul de repede că notele sunt și subiective. Da, nu și să știți că în 5-8, în 5-8 nu-mi dădea nimeni nicio șansă de reușită, exact. Nu-mi credea nimeni în mine. Asta ce-ar fi însemnat? Acum, în condițiile astea, băi, te vide primat și îți face rău că... Nu, trebuia să lupți. De fapt, asta era chestia. Că orice eșec trebuia să te îmbunătățească pe tine, să te facă să lupți. Și atunci, maică mea suferea că eu note proaste, eu nu prea suferam. Știam, eram asumat și că pare, știam ce... Și tu ai copil? Nu. Asta, voiam să te întreb, cum ai crescut? Cum i-am crescut, da. Dar cum l-ai fi crescut, dacă ai fi avut copil? Ei mai fi zis lucrurile astea pe care ți le-a zis ție mama ta, profesoara ta, profesorii tăi? Eu sper că n-aș fi făcut la fel. L-ai fi comparat? L-ai fi, eu știu? Nu. Bine, eu am mai făcut greșeala asta cu copiii altora, care păreau foarte răzgâiați. Și comparația era de genul, zic, tu nu vrei iaurtul ăsta cu fructe, dar știi, unii n-au iaurt de niciun fel, adică tu vrei numai de la firma X. Acolo era comparația, nu neapărat că ăla e mai bun, ci sunt unii mai săraci și care nu au nici probabil pâine în casă. Asta nu are legătură cu performanțele copilului. Performanțele copilului, atunci când nu cred. Adică tu nu performezi atât de bine cum performează cu tărică. Nu, uite. Pentru că cred că aș fi realizat că Nu suntem toți la fel și că nu poate să fie performanțele egale la doi copii, chiar dacă sunt de aceeași vârstă și sunt în aceeași clasă. E imposibil. Tot din copilărie înțelegeam că nu poți să iei 10 la toate materiile. Copiii de acum, în schimb, sunt mai protejați. Copiii, în schimb, de acum
sunt mai protejați la școală și exact, nu li se mai exact întâmplă abominațiile și abuzurile care ni se întâmplau nouă la un moment dat, pentru că da, mă rog, dumneavoastră ați făcut, tu ai făcut tu ai făcut școala în regimul trecut. Da, da, eu am făcut școala în regimul ăsta, dar numai că avea, încă avea tentă. Da, pentru că erau aceiași profesori, mulți dintre da, ei. Erau cam aceiași profesori sau profesori care au luat și au preluat dar și metodele profesorilor ăia lor vechi. Și pe vremea mea, ca să mă exprim așa, erau profesori și profesori. Erau unii mai destupați la minte și care aveau metode pedagogice. Sau care iubeau copiii mai mult. Da, care iubeau meseria. Care aveau empatie față de copii, știi? Da, și înțelegeau că nu toți copiii pot fi la același nivel. Eu mi-aduc aminte de o chestie, mi-a rămas în minte și după atâția ani. Aveam un coleg în 5-8. Nu că nu îți ducea capul, dar era mai lene și așa. S-a dat profesora de matematică, l-a scos la tablă și a rezolvat un exercițiu. L-a pus să rezolve un exercițiu. Și la un moment dat, mi s-a părut că a derapat, că a luat-o pe o cărare care nu ducea nici... Eu știind cărarea aia dată de profesor, am zis, nu, ăsta unde se duce, îmbălărit. Profesora, în schimb, a avut răbdarea să-l lase să ducă exercițiul până la capăt. Uh-huh. Și a ajuns la rezultatul cel bun. Deci... Uite, cam de asta ai nevoie, exact, de răbdare, că e un copil, nu știe. Da, adică nu a zis, tu n-ai făcut exercițiu cum te-am învățat eu, ești prost, stai jos, trei. Nu. Uite, și o să vă mai zic, o să vă mai povestesc o întâmplare, tot cu doamna învățătoare, tot de atunci. Eu mergeam la lecții de pian, luam lecții de pian din clasa a doua până într-a patra. Și cred că într-a patra, dumnea ei avea la rândul... o fată care era mai mică și ea lua lecții de pian. Și am avut eu un mic concert la serbarea școlii, am avut un mic concert. Și după aia la ora de muzică, nu știu exact ce m-a întrebat și n-am știut. Și mi-a zis: "Ce faci, bă, tu pian? Păi fata mea face pian, nu tu." Abar n-ai. La modul ăsta a fost. Adică genul ăsta nu are ce căuta în învățământ. Și eu în clasa întâi am avut o învățătoare, nu chiar în halul ăsta, dar care îmi dădea trei că nu aveam bețișoare sau că nu aveam caietul cu linia trasă, așa. Și maica mea a avut totuși înțelepciunea să mă mute la un alt învățător în clasa a doua și a fost cu totul altceva. Da. Deci, vezi, contează și oamenii. Aceeași generație, aceeași școală, dar și profesorii, învățătorii pot fi diferiți, fiecare are modul său de abordare. Bine, și învățătorul era mai dur, așa, avea obiceiul timpurilor de atunci cu linia la palmă. Dar era și ok, adică avea o deschidere și un mod de a aborda lucrurile. Da, uite, uite, ne-am luat cu discuțiile despre sistemul de învățământ și tot felul de metode. Păi ni se trage. Păi normal că de acolo ni se trage, din sistemul ăla de învățământ, ăla bolnav, ăla greșit, ăla extrem de toxic pentru un copil. Orice stimă. Și dacă care... ai avut o stimă de sine, ți-a fost dărâmată la un moment dat și ți s-a spus, nu ești bun de nimic. Și ori ai făcut efortul să arăți că tu, de fapt, ești bun de ceva, ori... Da, pentru că la urma urmei... Nu ești bun de nimic. Da, pentru că la urma urmei, la un moment dat în viața mea, nu știu, s-a întâmplat ceva și am reușit să mă folosesc de această lipsă de stimă de sine ca motor. Aie. Ca motor. Uh-huh. Ca benzină pentru motor. Și de fiecare dată mi-a zis, a, da, o să demonstrez că nu sunt, că nu e așa. În clasa 8-a, diriginta mea, care era profesoară de muzică, a simțit nevoia, pe vremea aia așa se făcea, copilul dădea la un liceu examen, nu dădea un examen și pe urmă alegea din nu știu câte licee, și alegeai și profilul, așa, și picai nasol, cine știe pe unde nimerai, sau dacă făceai liceu sau făceai o profesional. Și eu am văzut la Caragiale,
electrotehnică. Asta mi-a plăcut. Și maica mi-a zis, ok, dacă acolo vrei, acolo dai. Nu mi-a impus. Și trebuia să semneze diriginta. N-am înțeles de ce să semneze alegerea diriginta, dar așa era. Iar diriginta, profesoară de muzică, deci n-avea legătură nici cu româna, nici cu matematica, a zis, știți, se intră greu la Caragiale. Eu zic să dea la alt liceu mai slab, că nu să intre. Și mama a zis, nu, acolo îmi vrea, acolo îmi dau. Și am intrat la liceu, printre primii, nu știu, 60 de copii. Ok, bine, vă mulțumesc mult de tot, okay, doamnă, că a sunat. Și pot, felicitări că sunteți și că ați devenit un om ok în ciuda lucrurilor pe care le-ați pățit și dumneavoastră în sistemul ăsta de învățământ toxic. La fel cum, na, probabil că cu toții am trecut prin tot felul de tâmpenii și de-aia am devenit acum niște adulți fără încredere în noi. Mă rog, fiecare. Da. Na. Bine, mulțumesc mult de tot. Uite ce ne scrie cineva la 0747221815 în aceeași vibrație cu doamna. Eu mi-am pierdut încrederea mine în adolescență, la 16 ani, când părinții mei s-au despărțit. Și eu am început să o iau pe calea minciunilor, la fel cum făcea tatăl meu. N-am crezut că voi mai redeveni cea din trecut. Persoana care m-a scos la suprafață și nu a încetat niciodată să creadă în mine a fost mama. Datorită ei am devenit cea mai bună versiune a mea și chiar și acum la 30 de ani învăț din fiecare experiență și lupt pentru a fi un om mai bun decât ziua precedentă. Și uite, de asta vă doresc tuturor mesajul următoarei piese. Amazing, pentru că sunteți amazing cu toții. Teddy Swims, Zona de confort continuă. Dar și prin urmare, voi publicule, Zona de confort continuă. Alo? Alo, ești în aer la Zona de confort? Bună, bună, te salut, Vlad. Te salut, aprilie 13, 2023, joi. Tu ești? Adrian, te salută din Olanda. Te salut, te salut, te salut de aici din București. Am prins ultimele 20 de minute, dar vorbim despre pierdut de încredere, da? Da, lipsa de încredere. Despre lipsa asta, de vreau. Încredere. Da. Cum ți-ai pierdut lipsa de încredere? Cine te-a făcut să-ți pierzi încrederea în tine? Bine, acum, în cazul meu, nu e mai mult despre cine, e mai mult cumva o combinație. Colectiv și o combinație și cumva medical, mai exact burnout. Te rog. După mulți ani de stres și tot felul de joburi mai stresante. Tu câți ani ai acum? Imediat 28. Uh-huh. Începuse de câțiva ani stresul ăsta având o afacere în România care nu s-a terminat chiar cum mi-aș fi dorit. Neavând educație financiară, da, cumva am dat fail după vreo 2 ani jumate. Da, datorii și, o să zic, și din cauza cazinourilor, dependență de cazinouri și așa mai departe. Ai avut și problema asta? Da. Încă pot să zic că am, nu știu dacă pot să scap cumva de treaba asta. Când ai jucat? La modul sincer, cred că o săptămână jumate. Dar, bine, în ultimii ani pot să zic cumva ceva mă trigăruiește odată la câteva luni, ceva de genul ăsta. O reclamă te face să te duci acolo sau cum? Da, nu, cumva... Cum adică? Ce te... De exemplu, nu știu, astăzi mă uit la un meci de fotbal, văd o reclamă la cazinou. Ok, poate astăzi nu mă trigărește, dar cumva mi se pare ca un build-up și să zic câteva zile la rând îmi vine pofta de să schimb din o senzație respectivă. Cât ai pierdut cel mai mult? Ok, revenind... odată, efectiv, odată când am jucat într-o seară? Da.
probabil 1000 de euro. A, 1000 de euro, bun, bun, na, e, e rău. 1000 de euro bani. Știi, la noi dependenții calculăm mai mult câștigurile decât pierderile. Și câștigurile? Da. A, cel mai mult, cred că 5000 de euro. Bun. Un câștig odată. Și în total cât ai pierdut? Nici nu vreau să mă gândesc. Știu că nu trebuie să întrebi în judecă jucătorul asta, dar, mă rog, nici asta nu e orice emisiune. Mult. A. Da, nu, nu, nu. Nu mă feresc neapărat, dar mult, mult. Okay. Tocmai, da, și pierdut foarte mult din cauza asta și relații din familie, afacere, etc. Dar da, după mulți ani de stres, am venit în Olanda acum pentru un nou început. Cumva voiam să-mi dovedesc mie că da, încă pot și vreau să mă ridic din nou cum ar veni, pentru că nici nu vin dintr-o familie super bogată, să zic așa. Și atunci am tot acceptat și aici oferte de muncă, n-a puțin mai stresante cât de cât posturi de conducere între ele mele, pot să zic așa. Și da, cumva de un an jumate au început să-mi apară burnout-ul, dar nu realizasem chiar în momentul ăla, doar după câteva luni. Și cum s-a manifestat burnout-ul? Nu te mai concentrezi, probabil? La început, da, lipsă de concentrare, ceea ce nu mi se întâmplase până atunci, adică puteam să și fiu multitasking și așa mai departe, dar nu mă mai puteam concentra și atunci nici nu mai puteam asimila informații și cumva la muncă nu mai puteam să țin pasul, adică neputând să învăț lucruri noi, rămâneam în urmă, fiind și într-un poziție de conducere. Da, efectiv am multe momente în care nu știam ce ar trebui să fac. Și da, din lipsă de concentrare nu puteam să fac jobul. După aia dimineața la muncă, când mergeam spre muncă, nu știu, conduceam pe autostradă și începeam să plâng din cauza anxietății, gândindu-mă că iarăși trebuie să mă duc locul ăla, iarăși nu o să mă descurc, nu-s bun de nimica și așa mai departe. Cu toate că tu ocupai atunci o funcție de conducere, nu? Da, și aveam oameni sub ordine și na, cumva eu trebuia să am grijă că... Adică societatea îți dădea cumva o confirmare că faci tu ceva bun acolo, adică na, nu trebuia chiar să te îndoiești de tine, nu? Nu era chiar momentul vieții tale în care să te îndoiești de tine. Păi nu, tocmai că n-aveam motive să mă îndoiesc de mine, cumva... Nu mă cred nici cel mai desem, nici cel mai prost, cumva știu cât de cât valoare și cam ce pot. Și da, cumva aveam încredere, dar după ce a apărut burnout-ul, totul se prăbușea. Până și în ziua de astăzi, stau deja acasă de vreo, cred că 6 luni de zile, după numă cu anxietatea și cu... frica asta de a ieșua. Păi stai, asta te-a atins atât de rău, te-a răpus atât de tare, anxietatea asta, încât acum tu nu mai lucrezi sau lucrezi remote? Nu, de 6 luni de zile am renunțat să mai lucrez. Ajunsesem, efectiv, în fiecare dimineață când mergeam la muncă, plângeam. Pentru că știam, în momentul în care ajung la muncă, eu nu aveam habar ce să fac, ce se întâmplă, nu înțelegeam, nu puteam să mă focusez. Și moment decisiv, când am zis că nu mai pot, eram efectiv în față la calculator, nu puteam nici măcar să ating mouse-ul să fac un click, nu puteam să respir, inima îmi bătea, credeam că o să-mi iasă din chip la un moment dat, așa de tare putea să-mi bată inima. Și da, am început să plâng efectiv în fața la călătorul, dar nu puteam să fac nimica. M-am luat, am dus acasă, n-am zis la nimeni nimica, am sunat după aia pe cineva și da, ăla a fost. Adică ai sunat pe cineva de la muncă și ți-ai dat demisia? Da, da, ceva din ăla, da. Păi și acum, din ce trăiești? Da, momentan din ajutor de la stat, un fel de... Stai, domnule, tu ai ocupat o funcție de conducere...
atâta timp și acum trăiești din ajutor de la stat? Da. Nu ți-ai pus bani, n-ai reușit să spui bani deoparte deloc? Eu am datorii de pe vremea afacerii din România. Oh, ok. Deci eu cam tot ce fac se duc în stânga-dreapta și da, mai și trebuie să trăiesc între timp. Și cum, atunci, și da, cum arată, no, cum arată o zi de ale tale de acum? Acum? Bine, acum pot să zic puțin mai bine, dar cel puțin primele luni mă trezesc. Cumva primul lucru, știam un lucru sigur pe ziua respectivă, că eu trebuie să-mi dau cafea, un fel de tabiet. Normal. Însă după... Nu mai urma nimic. Nu mai urma nimic, n-am niciun scop. Cumva, din cauza anxietății, nici nu prea ieșeam afară din casă. Dar te-ai gândit să ceri ajutor undeva, la un specialist, la un psiholog, la... Că totuși, câți ani ai? La psih, 28. Ești totuși foarte mic ca să-ți oprești activitatea și productivitatea și tot de acum. Bine, eu deja cumva avem întâlnit cu un psiholog din 2021 pe alte subiecte. Da. Da, după am ținut legătura și pe tema asta mai puțin, pentru că nici bugetul nu mai permitea să merg săptămânal. Și cumva salvarea tot din partea psihologului a venit, ajutându-mă să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu mine. Și da, acum pot să zic după 6 luni de zile, acum fac pași ca să mă reîntorc la muncă, pentru că încă anxietatea mare o trăi. Dar nu vreau să trăiesc ani de zile cu frica de eșec și să mă gândesc mereu că nu-s bun de nimica sau astfel de gânduri care m-ar ține pe loc. Da, așa acum dacă mă gândesc că trebuie să mă întorc la muncă, mi-e foarte greu, dar cred. Și unde, și acum te mai poți întoarce la locul tău de muncă, cel vechi, adică pe vechea poziție, nu cred, nu? Nici nu aș vrea, sincer, pentru că nu știu cum aș reacționa întorcându-mă în mediul respectiv. Deci ai nevoie... Cumva... Dar ce anume din mediul ăla? Colegii, șefii mai mari, ce anume te-a deraiat atât de tare? Părerea mea că cumva mi s-a și construit burnout un an, dar... a apărut efectiv din cauza colectivului, colegilor mei și puțin din partea conducerii, să zic așa. Bun, a colegilor tăi de ce? Păi na, în compania respectivă eram nou și cumva trebuia să învăț ce ar trebui să fac pe poziția respectivă. Eram nou cum ar veni. Și atunci trebuia să iau de la zero, să învăț fiecare proces și na, cineva ar fi trebuit cumva să mă îndrume, că nu pot efectiv să învăț singur ceva ce nu știu. Și ajutorul ăsta înceta să apară și colegii mei, cum ar veni, nu voiau să mă ajute. Adică încercam, dar cumva ei voiau să mă sape, între ghilimele. Da, am înțeles. Și te simțeai așa, cumva marginalizat, lăsat într-un colț și, na, descurcă-te. Aia... Exact. Și vedeam că, na, nu știu ce să fac, mă luam cu telefon, mergeam într-un colț, mai pierdeam o oră și cumva mă liniștiam. Și da, trecând săptămânile, lunile, eu da, tot nu știam ce ar trebui să fac și atunci da, cumva intervenea chestia de nesiguranță, nu aveam încredere în mine, cum aveam înainte. Neavând încredere în mine, ce ar trebui să fac? Sau, și acum ți-ar plăcea un job mai, adică fără responsabilități atât de mari? Chiar mă gândeam la treaba asta înainte să aplic. Dar pe baza CV-ului am primit o ofertă cumva puțin mai bună decât ce am avut înainte, tot pe poziții de genul ăsta. Și da, am acceptat. Am zis că da, nu pot să... Ah, păi foarte tare. Și când te apuci?
Ar trebui să am interviu săptămâna ce vine. Și ai emoții? Dar e cumva sigur. Hai, dai seama, dai seama. Am foarte mari emoții, dar oricum am zis că îmi pregătesc niște notițe pe foaie, mi le citesc, doar ca să fac niște, să fac ordine în gânduri înainte să merg la interviu, ca să nu mă pierd și să, na, cumva să... Păi uite, vezi că de undeva de sus, de undeva de sus a venit o a doua șansă. După această vacanță de care aveai atât de multă nevoie. Adică cumva, probabil că ți s-a mai refăcut bateria și ți s-a dus din burnout, nu? Da, cu siguranță, cu siguranță. Și, da, cumva a prins bine perioada, dar acum, da, simt cu adevărat că e momentul să mă întorc la muncă și să, da, să-mi dovedesc încă o dată mie că pot. Și așa ca pe final, nu, mi se pare că în România nu prea se ia în serios treaba asta cu burnout-ul. Și... A început să se ia în serios de foarte curând, adică sunt niște concepte, niște termeni care au intrat de curând. La urma urmei, nici depresia nu a luat nimeni în serios, hai să fim serioși, că până acum ceva timp încă urla lumea că depresia nu există. Și sunt convins că încă mai urlă unii. Încă mai latră unii că depresia nu există, că ei nu cred în depresie și că n-au fost niciodată în depresie. Păi, da, e cumva ceva ce nu poți să vezi. Da, noi mai avem... Dacă ești un tip de om care tot fuge de tine, tot fugi de tine, nu ai cum, nu prea ai cum să recunoști că ești în depresie sau nu. Habar n-am, nu știu ce să zic. Da. Mai avem multe de învățat oricum. Până să ajungem să acceptăm multe lucruri care ar trebui să fie acceptate într-o societate normală. În fine, îți mulțumesc mult că ai sunat, omule. Uite, iarăși mesaje de la ascultători 0747221815. Bună seara, am așteptat cu nerăbdare emisiunea mea preferată. Și azi ai un subiect foarte bun și pe gustul meu și pe sentimentul meu din ultimii ani. Încrederea în sine, la mine, e la pământ, din păcate. De 12 ani sunt într-o relație toxică care mi-a dărâmat și mai mult stima de sine. Și nu mai zic de încrederea în sine. Am fost supraponderală din școala generală și am fost retrasă și jignită uneori, sau cum se zice, bullying acum. Și au avut ca și urmări multe traume. Alo, ești în aer la zona de confort? Da, ești în aer la zona de confort. Bună dimineața, Vlad. Bună dimineața. Sunt Silvia din Ploiești. Da. Și am auzit subiectul pe care l-ai pus pe tapet astăzi. Da. Și aș vrea să spun și eu două povești. Despre una, pierderea încrederii? Da, despre pierderea, dar și regăsirea ei. Eu sunt o persoană mică de înălțime. Da. Și când eram de 18 ani, iubeam și eu, ca orice fată, un băiat. Era mai înalt ca mine. Și la un moment dat, în timpul unui dans, chiar când am împlinit 18 ani, mi-a spus tipul că păcat că nu sunt... Stai, mă interesezi, Daniu. Nu, păcat că nu sunt mai înaltă, că formam o pereche reușită. E, ani de zile, după acea vorbă care mi-a rândit-o acel coleg, am avut, cum să spun eu, mi-am pierdut efectiv această încredere în mine. Tot timpul făceam un complex de inferioritate, mai eram scăre, eram și nițel plinuță. Dar în timp am reușit, cu ajutorul colegilor care îmi spunea, mă, nu astea sunt lucruri care te complexează, tu ai altele care te ridică mult deasupra celorlalți. Și a doua poveste e... Tot așa, la liceu, mie mi-a plăcut foarte mult chimia. Am avut o profesoare foarte bună de chimie. M-a făcut să înțeleg, să-mi placă chimia. Și am mers pe această linie. În liceu, după aceea, am avut o altă nouă profesoară care nu suporta ea fetele care erau, care vreau să facă chimia. Și permanent îmi spunea, tu nu ești chimier. Nu orice proastă poate să iei în stare să facă chimia. Îți spun sincer, Vlad, treaba asta m-a ambiționat atât de puternic, atât de m-au susținut și celelalte profesoare de la Catedra de Chimie.
Îmi dădea tot timpul note sub ceea ce meritam. La teze avem tot timpul note mici. S-a ajuns cu treaba asta până și la nivelul directorului. N-au vrut să spună numele elevei ca să nu am repercursiuni de-a lungul până la finalul liceului. Și după aceea, după ani de zile, eu într-adevăr am făcut petrochimia și după ani de zile m-am întâlnit în stație la noi în oraș, în Ploiești, cu toată grupa de profesoare de la Catedra de Chimie, inclusiv această profesoară care mi-a făcut zile fripte, care stătea, era în disgrația celorlalte și stătea mai deoparte. Și șefa de catedră face: uite, dragile mele, vă prezint pe una din elevele liceului pe care profesoara ei de chimie nu vedea că poate face chimie. Wow, a zis asta de față cu doamna respectivă? Da, 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 de față a zis șefa de catedră. Erau multe poliții de plătit acolo. Atunci i-am spus: doamna profesoare, exceptând grupul de aici, fac și o parte din una dintre acele proaste care nu pot să facă chimie. Și am demonstrat că pot. Bravo, bravo. Și am putut și într-adevăr sunt inginer petrochimist, sunt la pensie acum. A fost foarte bine de-a lungul anilor și vă și spun, femeia asta a reușit să mă facă să am încredere în mine și ceilalți profesori care știau toată povestea au și spus, dacă era un copil care nu avea, cum să spun eu, o conștiință foarte clară, o conștiință de sine clară, că poate și reușește, ar fi dărâmat-o aceste lovituri permanente ale fostei profesoare de chimie. Nu, uite că nu a fost așa și de asta spun, în orice lucru, încrederea în primul rând în Dumnezeu, așteaptă de acolo un semn de la El, te rogi și aștepți un semn de la El și mai în încrederea asta și în această credință, eu la fiecare lucru care simțeam că sunt doborâtă, primeam un semn 360 de grade, se întorcea situația în favoarea mea. Da, uite ce poveste frumoasă de biruință, ce parabolă la urma urmei. Da, adică, și acum sunt tot așa de determinat. Cum să spun eu, în momentul în care știu că am dreptate, păi mă iau până în pânzele albe și îmi susțin dreptatea. Și la serviciu la fel, bineînțeles cu bunul simț, care vorba aia, eu zic că mă caracterizează, dar am răzbit foarte bine în viață în felul ăsta. Și lasă, că loviturile astea, eșecurile astea, ar trebui să încerci să te facă, să te întărească. Da, pe nu unii, uite, da, da, știu, pe unii dintre noi, într-adevăr, ne-a întărit. Adică unii dintre noi, cumva, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să folosim asta, după cum spuneam mai devreme, să folosim încrederea, lipsa de încredere în noi, ca și motor, ca și benzină. Dar nu, eu permanent în spatele zis, motorului, în spatele motorului e multă îndoială și e multă durere. Nu e. Eu permanent am zis: Doamne, eu am încredere în mine, știu ce știu și eu voi fi cea care voi răzbi, nu ceilalți. Și așa a fost. Deci toată puterea asta de a mă autoconvinge că eu pot m-a făcut să fiu deasupra celorlalți. Sunteți adică în sensul de deasupra. Să le combat teoriile că nu se poate, că nu se fac, că nu știu ce. Bravo, doamnă, sunteți foarte puternică. Lați dovadă de multă, de multă putere. Și ambiția acum a fost să merg la Te Cunosc de undeva, să-i cunosc pe mulți, pe ei, să stați în public? Să stați în public? La toate. Să stați în public? Da, am fost în public. Am vorbit și cu ei, cu toți. Știi când a fost bine? În prima perioadă de la Te Cunosc de undeva. Aveam atunci intrare la toți, vorbeam cu toți. Acum s-au schimbat condițiile, sunt mai nasoale. Ce s-au schimbat? Toalete, condițiile de la Te Cunosc de undeva. Condițiile de acolo? Pentru spectatori. Nu ai voie nici un pic de apă cu tine. Cum adică n-ai voie? Parte, niște... Nu, n-ai voie sală cu apă. Crăp de sete și nu-ți dă voie. Deci sunt niște condiții foarte nasoale. WC-urile de-astea, ci că eco, dar sunt vorba aia, infecție curată. Și m-am decis să nu mai mă duc. Îmi pare rău. Ei cunoșteam pierd foarte mult și din jurul, cunoști din
cei care participă ca virgulă concurenți, dar la condițiile actuale, cu toate cei 70 de lei, că nu mă duceam pentru ei, eu mă duceam pentru spectacol. Ei v-au pierdut pe dumneavoastră, Vlad, să ști, am vorbit, să știi, și cu Cuza, când am fost la Te Cunosc de undeva. Vorbeam așa, dar atunci ne-am cunoscut. Ați vorbit cu toți, doamne, ne-ați luat pe toți. Păi da, să știi că sunt o persoană care foarte volubilă și îmi place să discut cu toată lumea. Da, se vede. Bravo, doamne. Cine știe când o avea ocazia să te cunoști pe tine și nu o să pierd ocazia. Păi ne-am cunoscut așa, pe căile nu, radio. Vorbi, da, dar ca face on face, nu. O să, cine știe. Cine știe cum ne aduce Dumnezeu. Cum ne-a adus Dumnezeu aici în contextul ăsta. Așa o să creeze Dumnezeu și paradigme pentru noi să ne vedem. Auzi, când ați fost cu Orașul Faptelor Bune, da, voi ați venit în Ploiești în prima zi, iar eu în ziua aia, când aș fi vrut să vin să vorbesc cu toți, a trebuit să mă duc să mă internez la Parhon, că aveam controlul periodic. Hai. Și n-a fost să fie. Bine. Dar cine știe, poate să s-o încheiem așa. N-a fost să fie, pentru că așa la urma urmei ne liniștește. Dar la cât sunt de ambițioasă, o fac să fie. Hai, da, cum să nu mă îndoiesc. Bine, să rămână. Să rămână. Bun, așadar și prin urmare mai ascultăm niște muzichie și după care în zona de confort, evident că mai continuă. Așadar și prin urmare 0214091900. Cum ți-ai pierdut încrederea în tine? 0747221815, acesta este numărul de WhatsApp. Salutare, Vlad! Tot de la Brașov, Daniel sunt. S-a topit zăpada, chiar așteptam emisiunea cu drag. Te salut, cu succes în ceea ce faci, te susțin. Bună seara, drăgulin, un membru al familiei mele m-a făcut să-mi pierd încrederea în mine și din cauza asta mi-e foarte greu să gândesc pozitiv și să-mi recapăt încrederea și mă gândesc tot timpul că nu sunt bună de nimic. By the way, te ascult din Giurgiu și mă bucur pentru că ai făcut emisiunea asta minunată. Seară bună! Seară bună și ție și îți mulțumesc din tot sufletul că asculti și vă mulțumesc tuturor că ascultați Zona de Confort și că îmi spuneți lucruri atât de frumoase. Alo, ești în aer? Bună seara! Bună seara! Sau bună dimineața! Cum vrei tu! Da, voi începe scurt prin a spune că mereu acasă mama zicea ceva de genul că nu faci, n-ai făcut bine, mereu era o chestie aia de comparație între mine și alte persoane. Asta de când erai mică, nu? Exact. Ceea ce în timp a dus la... a lăsat așa o rană, ca să zic așa, ambalată. Iar în ultima perioadă, ceea ce m-a făcut să-mi pierd foarte mult încrederea în mine a fost fostul meu partener, care avea o atitudine foarte manipulatoare și mă făcea mereu să cred că așa, că nu sunt bună de nimic, dar de fapt era o chestie care la prima vedere nu te dea senzația că faci chestia asta, însă făcea un oarecare abuz emoțional. Ca care erau așa metodele lui? Ai reușit să-i dai de cap până la urma urmei? Că probabil că i-ai dezlușit planul, nu? Nu și metodele. Mă rog, nu planul, da? Da, mă rog, metodele. Dar, da, le-am dat de capăt până la urmă, că îți dai seama, știi, se spune că dragoste ține 2 ani, ca să zic așa, în prima parte, partea de amor ideal și iubire maximă, în care ești cam blind și se pare că tot ce zboară se mănâncă și după ușor, ușor începi să decantezi și începi să vezi lucrurile. Era pur și simplu manipulare prin vorbe, prin gesturi. Păi cum? Cum făcea asta? Spune că e important că poate mai ascultă și alte fete și pot recunoaște pattern-ul ăsta, tiparul ăsta. Da, e un tipar, ai zis foarte bine. În primul rând, să zic așa, folosea foarte mult latura asta salvatoare. Lasă că fac eu, lasă că rezolvăm, lasă că, uite că se va întâmpla asta, că... o amăgire, ca să zic așa, continuă.
care, na, la prima vedere sună bine și... Adică îți promitea cumva, îți furniza un fel de imagine, exact, pentru viitor. Exact. Lasă că o să fac eu, eu mă ocup de viitor și o să vezi că dacă mă ocup eu o să fie bine. Da, tot o să fie bine, lapte și miere. Doar că mierea asta ușor, ușor a început să dispară, lucru care pe mine m-a făcut, îmi pierd foarte mult încrederea în mine, ajungeam într-un stat de deplorabil. Până la urmă, el nu a mai vrut să fie cu mine. Pentru mine a fost un șoc. Mi-a fost foarte greu să mă adun. Acum, abia acum încep, am început să fiu mai bine eu cu mine, dar... Dar cât timp a trecut de la eveniment? 6 luni. Dar la momentul actual vreau să zic că cred că e cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla, despărțirea asta. Și vreau să o iau ca pe o experiență, dar e foarte, cum să spun, consumator. Pentru că pe locuri era un vampir energetic, se încărca de la mine și pe mine mă seca. Iar eu a doua zi eram... Nu știam de capul meu. Și nu aveam încredere în mine. Voiam mereu să stau într-o zonă de umbră. Asta sunt datora și faptului că el practic nu voia să mă scoată pe mine la lumină. Și cum adică nu voia să te scoată la lumină? Ideea e că el la început m-a subapreciat, ca să zic așa. Și ușor, ușor, trecând timpul, a văzut că de fapt și drept mie merge mintea și că mă prind de multe lucruri și că pun la cap chestiile doar din 2-3 informații și eu îi dau soluția. Ceea ce devine deranjant și nu pentru el, căruia îi plăcea să fie la hățuri și să fie, exact, în control și să, exact, fie dominator, nu? Exact. Și practic eu când îi mai spuneam uite o chestie, el practic îmi vedea așa, se minuna și vedea că merge mintea, făceam așa fel încât să-mi taie aripile, știi? Și iar mă dădea în jos, adică eu când încercam să urc așa o treaptă, eu picam încă 7 în loc. Da, păi încerca să-și regleze statutul constant, nu? Exact, asta, exact. Să făceam niște, exact, reglaje de statut. Da, dar uite, vezi că toată chestia asta a creat un dezechilibru foarte mare în mine, nu doar la nivel emoțional, pe multe planuri și e greu. Adică e grea reabilitarea, ca să zic așa. Normal că, dar, te-a făcut cumva să fii și dependentă emoțional, da, de el foarte mult. Mi-a creat el, dependență. Mi-a el creat preluând mereu inițiativa și el vrând să ia mereu inițiativa. Exact. Da, asta e povestea mea, că să, da, zic, bine, așa. Bine. Cum pot recunoaște fetele un astfel de comportament, un astfel de băiat, mai din timp? Totuși să nu trebuiască să treacă 2 ani de zile. 2 ani jumate. 2 ani jumate, scuze. Și încă 6 luni de recuperare, cumva, emoțional. Da, aproape 3 ani, ca să zicem așa. Poate sună urât din partea mea să zic chestia asta, dar cred că a fost cea mai proastă investiție a vieții mele, investiție cu ghilimele de rigoare. Cum pot să recunoască? Bună întrebare. E cam greu, sincer. Cum se arată el la început? La început? Oh! Știi, când vezi la magazin o ciocolată super fain, așa, ambalată, super poș, bla bla, din categoria asta. E un ambalaj. E un tipar care dă foarte bine pe sticlă, se prezintă foarte bine, funcții, statut, situație financiară, toate cele. Dar de fapt alea sunt niște momeli. Plus minus. Plus minus. Dar sunt chestii care știu să... E cam mierea, știi, care știi pe unde să o dai. Dar dacă ai puțin atenție și nu ți-l lași îmbătat cu un pahar de apă rece, cum îmi place mie să zic, reușești să-i dai de capăt la urmă și să-ți dai seama că nu e așa. E greu dacă atingești și corzile sensibile, e greu.
dar știi, acum privind în urmă, îmi dau seama că am fost proastă, că dacă eram mai atentă la anumite aspecte, mă prindeam mai din timp și nu ajungeam în stadiu în care am ajuns, dar na, toate sunt cu un scop în viața asta, dar fetilor, fiți cu ochii în patru, ca să zic așa, și nu vă lăsați impresionate de un gest. De înveliș și de gesturi, exact, și așa mai de departe. Încercați să luați și voi din când în când inițiativa, nu îl lăsați numai pe el. La da, hățuri, dar uite, vezi că și chestia asta, că chiar dacă tu vrei să iei inițiativa și el, având mereu dorința asta de a fi la control și de a deține puterea asupra la tot, nu prea ești lăsat. Și mai ales dacă ajungi în punctul ăla în care ajungi oarecum să ai o dependență de el, nu prea mai poți să faci absolut nimic. Asta înseamnă că încrederea ta în tine se duce din ce în ce mai mult spre minus, de la o zi la alta. Dar de asta probabil că bărbați de genul ăsta își aleg relațiile pe un anumit pattern. Exact, adică da. Adică tu erai un sol foarte fertil pentru ce voia el să sădească. La momentul respectiv eram, dar ușor, ușor, trecând timpul și-a dat seama că eu nu sunt aia mică și proastă care pare și că merge mintea și că mă prind de chestii și că vreau să știu cât mai multe și hop, asta e că e ca un, știi, devenisem un arici mereu în spatele lui care le înțepa. Deci, da, e mișto. Și s-a terminat perioada de suferință, nu? Și de drame sentimentale. Perioada de doliu. Mă rog, de dramă sentimentală. S-a terminat. Totul este bine acum. Am mai încercat să te caute? Da, da. Și? Ai dat curs? O perioadă n-am dat curs. După am picat, pentru că slăbiciunea în continuare exista. Ce? Că ce? Că? Slăbiciunea în continuare exista la momentul respectiv. Uh-huh. Dar în urma unor discuții nu m-am mai căutat, pentru că eu i-am spus foarte clar că nu duci nicăieri și că nu mi-o oferă ceea ce am eu nevoie la momentul respectiv, de fapt ce am eu nevoie la momentul actual, și că nu are niciun sens să mai continuăm, și aparent s-a conformat. Da, dar scrie cineva aici pe WhatsApp, păi dacă depinzi de un om, e o problemă cu tine, nu cu el, trebuie să fie echilibru în cuplu. Omule, n-ai înțeles. Omul ăsta o făcea să creadă că depinde de el. Da, nu depindea exact în mod real, era doar o iluzie cumva, era pe care o el era o îi crea. Da, exact, dar o imagine nu pot să descriu cât de bine a fost creată, adică n-ai cum. Nu, deci nu știu ce școală a făcut, dacă există vreo școală, că are diplomă bună, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Da, cam asta este povestea mea. Fetelor, fiți cu ochii în patru, că vă dă daună. Bine, îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc mult, o seară frumoasă. O seară frumoasă. Eu am rămas la servici pentru tine, pentru emisiunea ta, deci ar trebui să ai multă încredere și stimă. Vai, mulțumesc mult de tot. Vlad, am trecut și eu prin așa ceva. Știu cum este asta, apropo de povestea mea. Și îl înțeleg perfect. Asta e că nu... Eu de 3 luni deja mă lupt cu asta. El a avut un atac de panică acolo când a spus că îi bătea inima tare. Așa am fost și eu. Și încă mai am acele stări, dar sunt pozitiv că voi învinge asta. La mine a fost pe fondul oboselii acumulate și a stresului. Lucram două schimburi, unu, respectiv 3, câte 12 ore. Wow. Încă mai fac ședințe la psiholog, Dumnezeu să-i ajute să își termine din asta. Vorbea despre domnul care a sunat mai devreme și a spus că a făcut burnout. Bună, Vlăduț, nu știu ce calități ai, pentru că nu te cunosc personal, dar spui că te simțeai urât. Ești frumos și sensibil. E o calitate foarte mare și de preț în vremurile astea. Așa spune o ascultătoare, nu spun eu. Sunt tot Antisilvia din Ploiești și nu cred că ai auzit finalul meu. Aoleu, ia stai, păi care a fost finalul?
Te-am felicitat pentru emisiune și ți-am urat sărbători fericite, iar Sfântul Paști să-ți aducă aminte mult, să-ți aducă multe bucurii, liniștea sufletească de care ai atâta nevoie, sănătate și cât mai multă încredere în tine. Îți garantez că vei reuși. Dovada, logi invitate a emisiunii, la care ești inițiator și moderator. Te sărut cu drag. Vă mulțumesc, doamnă. Uite, din partea unei campioane, ce Dumnezeu. Stau de 20 de minute în fața blocului, așteptând să termine emisiunea. Gata, domnule. Gata, o gătăm. Mai aveam încă un mesaj pe care voiam să-l citesc. O secundă, că vreau să... Uite, mă amenință lumea, mă pun să dorm. Aoleu. În fine, era cineva care se plângea că nu discutăm despre Sfintele Paști și despre Sfintele Sărbători care sunt în derulare acum. Na, la zona de confort se discută în general ce vreau eu. Vă sfătuiesc să vă faceți și voi emisiune dacă... Și atunci o să puteți să discutați ce vreți voi. În fine, dar uite, în consecința asta, în consecința acestui mesaj, culmea, ce întâmplare, că piesa este chiar cadrează în zona asta de sărbători, pentru că piesa cu care ne despărțim se numește Something About the Name Jesus. Vă mulțumesc că ați sunat, vă mulțumesc că ați ascultat Zona de Confort. Ce să vă mai urez? Sărbători fericite, Paște fericit și bineînțeles că vă urez ce-mi place mie să vă urez. Sănătate, amor și glorie. Zona de confort se oprește aici.